Decizia de a face autostradă într-o direcție sau alta aparține Ministrului Transporturilor. Orice încordare locală, regională și așa mai departe pălește în fața deciziei unui ministru. Deocamdată avem, mă rog, un mai degrabă priceput în ale canalizării ca și ministrul al transporturilor și nici de cum vreun vizionar în infrastructură rutieră și lucrul acesta chiar îmi creează emoții în ce privește trasarea unei strategii de transport. Eu spun că dacă Moldova va da un ministru al transporturilor și vreau să spun răspicat, un ministru al transporturilor din cel mai estic județ al regiunii Moldova, nu spun că Iași sau altceva, atunci cu siguranță vom avea parte de autostradă. Până atunci, din păcate, această luptă din ce în ce mai bine conturată între sud și nord, între est și vest, va fi în favoarea celor din sud care conduc România.